dumneavoastră o vedeți acum pe Andreea Ionescu, coach, trainer și multe alte lucruri, dar și lector la Fundația Calea Victoriei. Bună dimineața și bine ați venit! Bună dimineața, mulțumesc tare mult pentru invitație! Eu le-am făcut așa o prezentare scurtă ascultătorilor un pic mai devreme și le-am povestit de experiența pe care o aveți și că ați fost prin multe locuri în lumea asta ca să învățați și să dați mai departe ceea ce ați învățat. De unde nevoia asta? Nici nu pot să spun de unde este, aproape viscerală. Adică, eu cred că atunci când îți vine să faci ceva, bine, să nu fie destructiv, da, ar fi interesant să explorezi. Și în felul ăsta am ajuns în Peru, plec din nou în 27 ianuarie într-o expediție cu încă o grupă, ne ducem în jungla amazoniană să-i cunoaștem pe șamani. Ia uzi, Mișule! Și Mișu ne-a povestit o experiență de genul acesta, că a întâlnit un șaman pe care l-a și filmat, adică ăsta a fost copil, sau că o să-l filmeze, dar mi-a zis că n-a înțeles de ce, ce i-a făcut, căci că l-a scuipat, l-a fluturat cu niște pene. Da. Mă rog, așa a înțeles el. Da, a avut ceva cu mine, nu știu, a făcut un fum. A ceva cu toată lumea. Sunt foarte drăguț, dar să știți că eu am avut niște întâlniri foarte speciale cu oameni de felul ăsta și am văzut și rezultate absolut deosebite, adică oameni care s-au dus cu probleme de sănătate foarte mari acolo. Ei în sine sunt niște psihoterapeuți extraordinari și înțeleg efectul emoțiilor, dar sunt și niște fitoterapeuți fantastici. Acum se editează primul ghid de plante amazoniene care o să aibă peste 100.000 de intrări și întâmplător îl cunosc pe unul din cei care sunt coautori la această enciclopedie de remedii. Deci, ca să începem în forța asta, credeți în șamanismul respectiv? Deci este ceva adevărat în toată treaba asta? N-aș putea să spun cred în șamanism. Eu am fost formată pentru cercetare și atunci cred ceea ce verific. Însă am verificat că există niște practici despre care nu înțelegem foarte mult în momentul ăsta și care sunt practici de vindecare holistică, de fapt, și care au eficiență. Deci în momentul în care vezi pe cineva care are o scleroză multiplă și care nu se mai poate deplasa și după 18 zile de mers în junglă aruncă bastonul, înseamnă că ceva funcționează. Poate din cauza climei? Cu siguranță nu, pentru că este sinistru, 32 de grade, 95% umiditate, da, și toți sunt țarii de pe lume care când ne văd pe noi albi strigă, bufet suedez. Da, numai că noi suntem vaccinați antimalarie și când mergem acolo, în general. Unii dintre noi. Febră galbenă și alte... Asta e o opțiune personală. Păi eu cred că ar trebui să fie o opțiune generală ca să scapi. Alternativa la vaccin este așa, repelent foarte bine ales cu substanța activă, haine care sunt depărtate de corp și la care, prin care nu poate să intre insecta, cămăși bine închise pe încheietură, pantaloni bine închiși pe încheietură și salutări din vechea Troie. Și dacă te duci în zone care sunt nepopulate și unde nu există șansa să fie insecte infectate, atunci nu ești foarte în pericol. În comunitățile cu populație mare însă e periculos, de acord. Să înțeleg că faceți un fel de grupuri, da, cu care mergeți. Da, plecăm împreună, ca prietenii. Câte zile? 12. 12 zile. Stăm în junglă, în mijlocul lui niciunde. De fapt, cred că și asta e, adică asta e experiența în sine, să te conectezi cu natura. Asta este una dintre ele și mi-aduc aminte, vorbeam cu unul dintre șamanii ăștia. Deci să nu vă imaginați că sunt cine știe ce ființe fantastice. Un tricou rupt, un blugi pe care i-au mai folosit două generații, o unghie lungă la degetul mic, de-abia își scriu numele. Și le întreb... Zic, măi, da, că zice, trebuie să vă conectați cu natura. Zic, dar de ce e important să ne conectăm cu natura? Păi zice, dacă nu învățați să vă conectați cu ceea ce e în natură, cum vreți să vă conectați unii cu alții? Zise șamanul. Adică sunt niște bucăți de înțelepciune foarte veche și foarte profundă pe care le descoperi acolo, în aceste civilizații pe care noi le considerăm înapoiate. Înapoiate în funcție de progres, dar legătura cu mama natură, cu pacea mama... Absolut, este imensă. Noi am pierdut legătura asta și cumva, nu știu, am trecut-o prin niște filtre de religie, de... sau cumva mergem spre
univers sau spre cer, uitând că noi suntem cumva cu rădăcinile în pământ. Și asta și într-un fel ne-am sălbăticit. Deci noi suntem într-o junglă urbană care e din asfalt și oțel și sticlă și am pierdut contactul cu ceea ce este natural, ceea ce este viu și ceea ce crește. M-am bucurat foarte mult când m-am întâlnit cu pisica studioului, da, văd o ființă vie în această și noi, chestie de celelalte două ființe de asfalt, da. Pe voi v-am găsit cu mare surpriză, da. dar iarăși, măcar să ai o plantă pe balcon, să fie ceva viu care să trăiască, să crească lângă tine, să aduci aminte că facem parte din ceva mai mare, că nu trăim ca niște baloane umplute cu heliu. Înțeleg că faceți sesiuni de coaching interactiv. Ce înseamnă asta mai exact? Integrativ. Așa? Integrativ. Integrativ. Okay. Pe asta înseamnă așa, că atunci când ești mai... te-au învățat șamanii să te conectezi și ești mai conectat cu ceilalți, poți să simți lucruri care sunt dincolo de ceea ce omul exprimă pe gură. Uh-huh. Și dacă iei această informație care e non-verbală și o cuplezi cu tehnicile de coaching tradiționale, că deja sunt certificări, se iau diplome și așa mai departe, poți să obții o metodă foarte interesantă în care îl ajuți pe celălalt să-și acceseze buzunarele adânci ale sufletului și să vadă ce vrea să facă, cu ce găsește acolo. Deci nu are legătură cu psihologia, ci are legătură cu o dorință de îmbunătățire și cu crearea unui parcurs care să-i permită omului să ajungă acolo. Am văzut în prezentarea, pe care o găsiți și voi, dacă vreți, pe Fundația Calea Victoriei.ro, despre lucru cu energia și Reiki s-a scris în acea prezentare. Curajoase fetele! Foarte curajoase, da. Ne simțiți energia acum aici? Eu, absolut. Da? Și e... cum e? Cum e? Și mi-e și frică să întreb acum. Eu lucrez cu energie când îmi vin cum facturile. Cum ne simte energia? Deci eu pot să spun așa, că unul dintre voi este foarte obosit, ca să nu facem chestii, să nu facem remarci personale în public. Dacă vreți, când intrăm pe muzică, vă spun mai mult. Unul dintre noi este foarte obosit, da, și nu sunt eu. Sau a fost bolnav. Atunci eu. Așa. Bingo. Eu, nu? Da. Eu sunt. Gata. Da. A, nu-i așa că am nevoie de câteva săptămâni să-mi revin? Dar stai mă, vii din vacanță, cum adică? Nu e de săptămâni, asta? Este ceva de în stilul de viață care nu e în regulă, dar putem să vorbim asta, despre asta pe pauză. Asta. Nu e, ok, nu e bine. O să vorbim pe pauză despre chestia asta și vreau neapărat să vorbim și despre întâlnirea cu Dalai Lama. Cu mare plăcere. Da, este cum un a om fost? Care mi-a marcat viața. Serios? Da. Bun. Adică ați apucat să vorbiți cu el? Că el face niște ședințe de-astea cu public, dar face și private. Am fost primul grup mare de români care a ajuns acolo în Himalaya la el și a fost atât de impresionat încât ne-a primit în audiență privată. A, ce tare! Da. Un personaj. Am fost mai multe întâlniri cu Dalai Lama. Prima dată l-am întâlnit în 2009 în Himalaya Indiană, unde am participat la mai multe întâlniri cu el, printre care și una privată, ne-a acordat o audiență. Este un personaj fabulos. În primul rând, în ce limbă vorbește? El vorbește engleză, dar e mai confortabil în tibetană și vreau să vă spun că atunci când are ceea ce îi numesc învățături, care sunt un fel de conferințe, există acolo în Dharamshala, în nordul Indiei, unde stă el și este găzduit de guvernul indian cu o ospitalitate fără egal, nu puteți să vă imaginească cum s-au dat peste cap indienii pentru el. Are un sistem de traducători care au canale de radio independente și dacă ai un rădiuț micuț, îți pui casca și poți să-l auzi tradus simultan în 5 limbi. Fiecare limbă are canalul ei propriu de radio, o frecvență pe care transmit traducerea. Da, știți tibetană? Am început să învăț, am făcut echivalentul unui semestru de facultate, mărturisesc că este foarte, foarte greu. Greu. Este o limbă care nu are nicio legătură cu nimic. Începând cu faptul că nu are cuvinte. Sunt făcute silabe, așa, sunt silabe, silabă, punctuleț, silabă, punctuleț și tu nu știi când se termină cuvântul. E ca la papirusurile GSN. Ca să fie și mai complicat, există litere care nu se pronunță. Și ca să fie și mai complicat, există litere care au doar valoare gramaticală și care îți spun, aici începe o idee sau aici începe un bullet point. Deci o limbă... E ca un fel de liniuță de dialog. Marțiana cântând. Ca și cum noi am vorbit cu două puncte, cu...
puncte, da, foarte straniu, foarte straniu. Pare să fie interesant. Am, și care sunt cele cinci limbi la care avem acces acolo? Sau, mă rog, este chineza. Chineză nu avem acces, da? Mandarină, adică. Este engleză, este franceză, uneori este spaniolă sau germană, în funcție și de care este audiența. Da, normal. Deci Dalai Lama are traducători oficiali. Traducătorul de engleză, am avut privilegiu să-l întâlnesc, niște oameni extraordinar de erudiți. Și în funcție de cerere există și oferta. Și audiențele astea în fața cărui număr, adică câți oameni pot asista? Deci acolo în Dharamshala 8.000 de oameni pot să intre în templu principal. Imaginați-vă o uriașă construcție care seamănă cu cele lacustre, ridicată pe niște piloni foarte mari. Sus este templu cu o terasă semi-suspendată, pe care mai tropăie din când în când maimuțele care coboară din pinii înalți de Himalaya. Și dacă, Doamne ferește, ai pâine în mână, ți-o fură. Și jos e o platformă mare pe care intră, deci sus intră 2000 de oameni, jos intră cam 6000. Când e plin. Noi e am aer avut liber, privilegiu toată asta? Sau e închis? Templul este semi-închis, e cu uși din astea batante și restul este în aer liber. Acolo e cald, e bine. Da, da, da. N-au nevoie de autorizație ISUS sau ce. Nu cred că le-au cerut, dar să știți că sunt foarte atenți cu tot, m-am uitat. Cred. Sunt foarte atenți la toate detaliile și de intrat intri acolo prin poartă de securitate ca la aeroport, pentru că și îl păzesc ca pe ochii din cap pe normal. Dincolo de energia despre care vorbeam și pe care o simți când ești în prezența lui, cumva, da, ce v-a impresionat cel mai mult în toate aceste întâlniri? Naturalețea cu care vorbește. El spune, eu sunt doar un simplu călugăr, vă rog frumos să nu mă venerați. Bucuria pe care o emană, face tot fel de jumbuș lucruri. Vă dau un alt exemplu. Budapesta, 12.000 de oameni au în audiență într-una din sălile mari polivalente din oraș, și era un traducător de limbă maghiară, firește, care se străduia foarte mult și vrea să fiți foarte sigur că a tradus perfect tot ce spune înălțimea sa Dalai Lama. Și traducerea limba maghiară este mult mai lungă decât expresia în tibetană. Și Dalai Lama nu înțelegea ce durează atâta fiecare traducere. Și se tot uita și se tot uita și ăla era cu nasul notițe și citea și citea și citea. Și la un moment dat Dalai Lama începe să joace cu degetele de la picioare, că era în sandale, și după care începe să râde de propriile degete de la picioare. Sala începe să râdă, firește. Traducătorul săracu era roșu ca sfecla și transpira pentru că nu înțelegea ce se întâmplă. Deci ăsta este, e un tip foarte firesc. Da. Și în general, să știți că am întâlnit mulți mari maestri tibetani și îi vezi prin simplitate. Sunt foarte abordabili, sunt foarte naturali, sunt foarte autentici, n-au nicio treabă cu nimeni și nimic. Respectul nu îl impun. Respectul vine direct de... Simți să le arăți. Dar Dalai Lama n-a venit niciodată în România, nu? E o poveste foarte complicată cu șorculori politice și religioase. Bun, înțeleg că Iliescu l-a alergat pe rege, dar acum doar nu o să alerge cineva și pe Dalai Lama aici. Deci a fost o tentativă de vizită și a fost o alegere neinspirată, pentru că cei care l-au invitat făceau parte din comunitatea maghiară și a fost o furtună care nu s-a resimțit la nivel public, dar diplomatic s-a resimțit. Deci a fost în 2010 toată povestea și eram în legătură cu secretariatul general tibetan și am primit o întrebare de la ei cu ce se întâmplă, pentru că erau nelămuriți. Deci a fost un val de ostilitate, asta pot să vă spun. Am înțeles. Dar și probabil pentru mine este șocant că ei ca budiști sunt foarte permisivi cu toți ceilalți din toate religiile, că n-au nicio treabă. Dalai Lama vorbește foarte mult despre partea non-religioasă a budismului, despre partea moral-etică. Pe când noi, dacă nu e de ăla de-al nostru, nu-l primim și, domne, e tot un om, se duce și el dimineața la toaletă, zâmbește, râde și mănâncă. Dă-o încolo, că nu o să vină să-ți ia capul. Avem curiozități și de la ascultătorii noștri și imediat o să vorbim despre ele. Văd mesaje multe. Uite, Silvia spune aici pe Facebook, doamna are o energie care străbate dincolo de ecran. Silvia, mulțumesc, mă bucur că mă simți și eu pe tine, să știi. Ai grijă, deja. Ai grijă mare, Silvia, te rog. Vorbim despre curiozitățile ascultătorilor, dar neapărat vreau să vorbim și despre planurile, rezoluțiile pe anul acesta, cum facem să ni le stabilim corect
și cum să le și ducem la bun sfârșit. Vorbim un pic și despre planurile pe anul acesta, pentru că suntem la început de ianuarie și toată lumea zice, o să fac, o să fac aia, o să fac pe aia la altă. Mamă, cât anul ăsta rup! Nu mai e ca până acum. Și poate că avem pornirea, nu știu, să mergem la sală, să mâncăm mai sănătos, să habar, cred că astea sunt cele mai populare. S-a făcut și un clasament la un moment dat, sunt cele mai populare. Cu slăbitul și cu fumatul. Exact. Încep, dar nu se țin de treabă. Cum trebuie să procedăm? Și de unde știm... De unde știm ce e bine pentru noi? Adică cum aflăm răspunsul ăsta? Că poate ne dorim ceva ce nu ne trebuie neapărat. Perfect punctat. Corporatiștii pe care îi detestăm atât de tare au o disciplină în ceea ce privește obiective și ei vorbesc despre obiective SMART. Vine din engleză, S vine de la short, adică scurt, M vine de la măsurabil, A vine de la achievable, adică care poate fi atins și acolo e cea mai mare problemă, și T vine de la timely, adică are o dimensiune de timp. Și R? Realist. Realist. Și atunci trebuie să te uiți la componentele astea. În primul rând să mă gândesc dacă obiectivul acela este unul realist, care poate fi atins. Pentru că dacă eu spun că anul ăsta o să slăbesc 20 de kilograme, s-ar putea să nu pot să fac chestia asta cu stilul de viață pe care l-am. Da? S-ar putea să slăbesc 5. Și aici este o chestie pe care aș vrea să o punctez. Creditați-vă pentru progres. Nu vă biciuiți pentru că nu v-ați atins un obiectiv. S-ar putea ca obiectivul ăla să nu fi fost realist. Și în al doilea rând avem obiective care sunt stabilite în general rațional. Dar dacă ar fi să facem o meditație de început de an și să ne întrebăm, băi, ce vrea de fapt sufletul meu? Abia atunci pot să intru puțin mai adânc și să-mi dau seama care sunt lucrurile de care am nevoie. De exemplu, colega noastră de studio are nevoie de foarte multă afecțiune. Eu? Adică? Da. Că mie mi se pare că e destul de afectat, adică nu. De unde o primește? Și dacă primește cât are nevoie, da? E important să înțelegi de ce ai nevoie și mai este important să știi cât te duce motorul. Pentru că degeaba îmi propun eu să ajung la Paris dacă am o rablă cu un motor de 2 cilindri și care ieși cu bateria pe terminate. Adică să înțelegem foarte clar care sunt resursele pe care le putem mobiliza. Și asta e partea de realism din SMART. Adică atunci când eu spun că am nevoie de o pauză, eu chiar am nevoie de pauza aia. Da, și nimeni nu mă înțelege. Și aș spune cum trebuie să arate pauza aia. Da, pauză corect. De la ce? Și pauză de la cafeaua, în ce fel? Da. Nu cred că e cel mai mare lucru decât dacă e băută pe stomacul gol în condițiile de acum. Cafea și întreba ce a fost înainte de cafea astăzi și cât de prietenă e cafea cu țigara, dar iar intrăm în chestii personale și nu vreau să facem chestionare. Sunt niște exemple, dragă, date așa, ca să ne facem o idee despre ce e vorba în viață. Da. Și atunci... Asta e primul pas. Urmează să fac o întâlnire restrânsă, care e organizată de fundație, un retreat într-un loc foarte frumos, care este renovat de doi români întorși din Canada, un conac complet restaurat, este o minunăție, și unde să ne punem întrebările astea și avem și niște metode foarte interesante care îmbină bucățile de dezvoltare personală cu tehnicile de branding personal, dar și cu lucrurile pe care le-am învățat de la șamani, astfel încât să putem să ridicăm puțin colțul de la cortina subconștientului și să vedem acolo de desubt noi de fapt ce ne dorim. Cât de des faceți astfel de întâlniri aici? De câte ori mi se cer. Și cât ar trebui să fie într-un grup? 12. 12 persoane pentru o astfel de întâlnire. Câte zile? E o coincidență. A, e doar o coincidență, am înțeles. Este o coincidență, dar o coincidență bună. Acum plecăm 3 zile, că omul ocupat zile, nu poate mai mult. De vineri până duminică. Ah, e foarte interesant. Da, ne ducem, mâncăm bine, pentru că avem niște gazde care fac niște lucruri senzaționale. Unde este locul ăsta? La Vălenii de Munte. Ah, ia uite, te las eu în drum. Departe. Te las în drum, Oana. Da. Este nu în weekendul următor, ci în celălalt weekend și fac asta cu o săptămână înainte de a pleca din nou în Peru. Deci sunt invidios pe chestia asta. Mi-a plăcut foarte mult Peru. Mai am un loc liber în grup. Nu mai am eu timp liber să ajung. Asta este. Da. Citez pe cineva care spunea, dacă n-ai timp, fă-ți timp.
Și acel cineva se numea Gandhi. Da. Ai auzit, Mihai, da. Asta Gandhi, pentru tine a fost. Gandhi n-avea contracte de onorat. Da, și contractele alea pot fi gestionate. Corect. Acum, lăsând gluma la o parte, să știți, eu am făcut un COVID foarte urât și am zăcut vreo două săptămâni în spital și am ieșit târâș de acolo. Urcam trei trepte, mă așezam atunci, pe a patra și plângeam. Perioada în 2021. Și mă așezam pe a patra treaptă și plângeam pentru că nu mai puteam să urc restul scării. Deci așa am ieșit din spital. După ce am fost în junglă, am reușit să urc Machu Picchu. Deci oamenii mi-au pus pe picioare. Dar nu despre asta e vorba, ci despre faptul că mi-am dat seama că nu mai am resursele pe care le aveam înainte și pastea pe care le am trebuie să mi le gestionez cu mai multă înțelepciune. Și am devenit o scorpie care își păzește cu dârzenie timpul. Nimeni nu are voie să abuzeze de timpul meu și mă hotărăsc ce fac și când fac și nu fac 5 lucruri deodată și pot să vă spun că le fac mult mai bine. Am eliminat multitasking-ul din viață. Și asta ajută la concentrare, în primul absolut, rând. Absolut, și la productivitate, pentru că dacă nu ai întreruperi, ești mult mai productiv decât dacă te oprești și după aia pornești și iarătă. E ca atunci când mergi cu mașina pe stradă, dacă, dacă te-ai oprit, durează până intri în regimul de viteză constantă din nou. Da, din păcate sunt semafoare. Și, trebuie și să ți se poate întâmpla să rămâi fără energie în momentul în care faci mai multe lucruri în același timp și ești concentrat pe mai multe direcții? Sau când există mai multe lucruri care te seacă, așa cum spunem noi românii. Da, poți să rămâi fără energie. Și e important să-ți dai seama în momentul ăla că soluția nu este să bei o cafea, pentru că e ca un bitch pentru un cal bătrân. Și cum îți refaci stocul de energie? Eu îmi fac stocul de energie cu power nap-uri, cu somn de 20 de minute. Fac o pauză de 20 de minute. M-ai pus după metoda lui Da Vinci, nu? Undeva pe canapea, m-ați pus într-un loc, în 20 de minute am adormit și m-am trezit și sunt fresh. Eu așa deci tot somnul este unde foarte mă important. E foarte important, dar și ce mănânci, să nu mănânci porcării, să nu mănânci mâncare procesată, să mănânci mâncare vie, să nu te înconjori de oameni care te drenează de energie. Da. Te drenează de energie. Da, așa am auzit. Dar eu cu el petrec cel mai mult timp. Nu cred. Petreci 3 ore. Nu cred. Termine. Nu cred. Și îți dau din energia mea, nu ți-o iau. Eu cred că există niște găuri negre ascunse și ar fi interesant de explorat care sunt acelea, unde se duce energia. Nu știu, nu. Că tot curge așa, așa iurea, să tot duce așa, nu știu unde. De ce te uiți la mine? Unde? Mă uit la partenerii mei de discuții. Dar voi ca pereche funcționați foarte bine, că vă alimentați bine unul pe altul. Da. Mâncați carne? Nu. Nu mâncați, nu? Că ați zis de hrană vie. Deloc sau... Mănânc doar când trebuie să onorez o invitație și să nu jignesc gazda foarte tare și atunci este maximum pește. Ah, ok. Dar, în general, tot ceea ce trăiește și ar vrea să fie fericit. Nu vă e dor de cum ca taboș? Vai de mine, vine să vomit. Nu neapărat asta, dar se vorbește foarte mult atunci când vrei să renunți sau cei care au renunțat deja de lipsa de proteină și cum faci. Dar brânză nu există pe lumea asta? Dar ou nu există pe lumea asta? Sunt. Și în plus, linte, fasole, mazăre, toate astea au foarte multă proteină, quinoa. Deci fac o supă de quinoa cum nu puteți să vă imaginați. Am învățat-o gustăm, în Peru. Ce să nu, așa trebuie să am o gustăm. Am învățat-o în Peru pe supa de quinoa. Întreabă oamenii unde vă găsesc. Într-o primă fază eu cred că sunteți de găsit aici, la Fundația Calea Victoriei. La Fundația Calea Victoriei, dar și pe Facebook. Dacă o să caute Andreea Ionescu, o să găsească o poză cu mine și cu o pisică imensă roz. Da? Da. Pentru că porecla mea este pisica. Sunt mare iubitare de animale. Pisica scris cu CK, așa mă găsiți. Bun, pentru că probabil oamenii au nevoie de mai multe informații și sunt mulți interesați și de acest retreat despre care ați vorbit. contact@victoriei.ro. Așa, și acolo primiți toate detaliile. E o primă întâlnire acum, peste două săptămâni și da, și o să mai fie și altele când se face, dacă după există ce face din fac Peru. Rup, mă întorc din Peru și până plec în Nepal. Așa. Da, recunosc că mă tentează și pe mine ideea asta de trei zile de încercat ce ne-ați povestit aici. Când vă mai vedeți cu Dalai Lama sau când mai mergeți? Nu știu, trebuie să ajung în India, el se deplasează din ce în ce mai puțin, are un genunchi foarte supărat. Mai și eu la fel.
ăsta stângul. Mi-am rupt meniscul. Vezi, asta e asemănarea mea cu tălălama. Puteți să vorbim în privat, cunoaștem niște medici foarte buni pe artro. Ah, ok. Da. Da. Nu știu când o să-l văd, l-am întâlnit de mai multe ori, îl consider maestru al meu, însă am noroc că ei sunt foarte bine tehnologizați și are o pagină care se numește dalailama.com și pe care sunt transmis în direct de la toate întâlnirile lui publice și poți să intri și să vezi live stream-ul. Cât de ușor a devenit acum. Sunt extrem de în pas cu tehnologia. Deci să vedeți călugărul budist în robă și cu un super aparat de fotografiat care are și conexiune la internet și care postează instant. Așa sunt. E un fel de călugăr influencer. Da, e. No? E călugărul de astăzi. Mi se pare că e foarte important să rămânem racordați la realitățile din jurul nostru și ei sunt așa.